Păi aici chiar că trebuie să o luăm de la pași 8, pentru că unul din elementele, din particularitățile, poate chiar fundamentale ale omului, în mulțimea asta de specii, este faptul că poate să-și imagineze. E singurul animal care are imaginații, care produce ficțiuni, care poate să-și imagineze ceea ce nu vede. Începând cu moartea, scuzați-vă rog, dar asta e un lucru foarte important. Niciun animal nu-și imaginează ce o să facă el când o să moară și dacă urmașii lui o să-l deplângă sau nu. Dau acest exemplu pentru că trebuie să ai multă imaginație ca să consideri că o bucățică de metal, un lemn, după aceea o hârtie, după care nici măcar o hârtie, valorează o casă, o mașină, o pâine, că ele înseamnă ceva. Deci, fără această capacitate de a-ți imagina dincolo de ceea ce vezi, banii n-ar fi putut să existe.